Salutare hudinașilor și bine v-am regăsit la un nou episod pe canal. De această dată o să încercăm un joculeț nou care se numește Far Cry 5. Bine, nu este nou lansat, dar este nou pe canal, așa că sunt curios câte persoane dintre voi cunosc acest joc. Și hai să vedem povestea, să pornim în aventură. Trebuie să dau New Game, l-am încercat eu puțin să văd cum se mișcă și a fost în regulă. O să dau pe Easy pentru că mă interesează mai mult povestea și acum trebuie să dau aici să aleg dacă vreau să fiu fată sau băiat. Normal că o să aleg băiat pentru că hudinașul este băiat și dăm aici confirm și hai să vedem joculețul. Aici îmi zice că deja aveam o salvare și dacă vreau să se scrie peste aceasta, da băi, gata băi, nu mă interesează salvarea trecută. Doar am testat joculețul. Să nu uitați neapărat acolo de un leiculeț, un share ca să afle toți prietenii voștri. Este un joc foarte, foarte interesant. O să vedeți pe parcurs și o să fac o serie cu el. Așa că like acolo, rupeți leiculețul cu toții. Și ia să vedem ce zice aici, băi. Mamă, ia uite, capitolul 5, cartea revelației. Mamă, și este un fragment așa. Hai să înceapă joculețul, să vedem. Neapărat să rupeți acolo butonul de like și de asemenea să uitați și de un follow. Houdini.in, stai să vedem, Montana. Opa. Mamă, statul comorilor. O zis că își numește orașul casă. Mamă, și uite, preotul acela părea a fi un preot, nu? Ci că și-a trăit toată viața aici. Mamă, ce că erau niște grupuri, băi, și nimeni nu le lua în serios. E vorba de niște grupuri din astea religioase, din ce văd. Aoleo, da, băi, deci e ceva în legătură cu religia, aparent. Aoleo, și, băi, nimeni nu i-a ajutat pe oamenii ăștia din oraș ca să lupte contra grupurilor, nici măcar guvernul, auzi. Și oamenii sunt speriați. Ai, uite, și ăsta este un militant din ăsta. Uite cum se uită, bă! Opa, acela e liderul. Se numește Joseph Seed. Mamă, și îl numesc grupurile alea tatăl, gen, the father. Aoleu, ce-i face la asta, bă? Nu, i-a băgat degetele în ochi. Aoleu, deci înseamnă că e rău, băi, tipul ăsta. Mamă, ia uitați-l, hudinașilor. Și s-a pierdut semnalul. A, uite, aparent era videoclipul ăsta pe un telefon. Uite, ăsta are o hartă în mână. Acum sunt în elicopter. Bă, uite-i statuia, bă! Uite-i statuia la preotul ăla sau ce era. Mamă, uite-i statuia. Mamă, ce statuie i-au făcut. Aoleo, și acum mergem. Mergem undeva, dar nu știu unde. Ia, și uite, băi, sunt aici cu din ăștia, cu un șerif și cu un agent din ăsta mai șmecher, un agent FBI din ăsta sau Marshall, cum se numește. Oare pot să mă... Da, uite, bă, pot să mă uit la ei. Acum eu mișc. Apoi au zis acum că avem legile cu un motiv, șerifule. Bine, practic asta din stânga, unde scrie US Marshall, e peste șeriful ăsta, adică e mai șmecher. Opa, ne apropiem oare? Uite, eu zic să meargă în față. Aoleo, și acum au întrebat de acolo din față dacă încă plănuim să mergem mai departe cu nebunia asta unde vrem noi să mergem. Oh, și acum, ia uite, ne-a anunțat că dacă o să întâmpinăm ceva probleme, să o anunțăm pe fetișcana asta că vine să ne ajute. Peggy's, what? Nu știu ce înseamnă Peggy's, stai să vedem.
A, Peggy's îi numesc localii? Adică oamenii din oraș și o lasă, înțeleg? Băi, și ăstea, ăia ce că caută ceartă, bă! Auzi, îl întreabă Marshall ăsta. Băi, da, ce ți-e frică, băi, șerifule? Aici trebuie să mergem? Cred că da. Mamă, ce e aici, bă? E jale? Au preluat controlul grupurile astea. Mergem, mergem în interior. Ne ducem. Ne ducem după ei, ia să vedem. Și aparent, cred că și eu fac parte din poliție, nu din ce înțeleg eu, pentru că sunt cu niște polițiști aici. Au și de acolo biserica, bă, am văzut-o. Mamă, ăștia cu foc, bă, și au și arme. Cine va păzesc ăștia aici? Uite, vorbește cu dispeceratul. Aoleo, dacă nu ieșim în câte, nu mai știu, în 15 minute, eu zis? Sau în 10, dacă nu ieșim, să trimită toată armata după noi. Să trimită toți polițiștii din lume. Mamă, deci dacă nu ieșim de acolo, vine brigada. Stay sharp, aoleo. Trebuie să stea cu ochii în patru. Hai să vedem. Deci am coborât din elicopter. Și să vedem unde mergem acum, ce trebuie să facem. Uite-i pe ăștia. Mamă, ce creepy să ia, frate, ia uite. Doamne, zici că sunt un fel de oameni ai străzii. Dar sunt aici cu Marcel ăsta și cu domnul șerif. Mamă, le-o zis să stea liniștiți și să-și vadă de treburile lor. Aoleo, fetișcana asta au zis că nu-i place asta. Nu-i place ce se întâmplă. Ai, ai, ai. O zis? Deci o zis că ăștia de aici nu respectă insignele de poliție. Mamă, ia uite-i. Nu te uita așa la mine, băi! Lasă arma jos! Mamă, uite-i pe ăștia cum vin. Ăștia ne dau bucata. Nu cred că mai scăpăm de aici. Au ce câini peste tot. Mamă, uite, bă, ce câini au. Au câini de luptă aici. Aoleo, se luptă câinii. Mamă, uite și unul cu câinele acolo. Nu mă duc în mică, poate pun ăștia câinii pe mine. Mi-au zis pe ăștia, bă. Povesteau și acolo ceva. Mamă, ăsta din stânga, polițistul ăsta din stânga au vrut să intre așa direct pe bătaie, să-i pună pe toți pe jos, mâinile sus din alea. Și eu zis șeriful, nu, 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 stai așa, o facem, dacă o facem, o facem în felul meu, adică intrăm liniștiți, fără să facem gălăgie. Și acum ai zis ăsta, stai liniștit, șerifule, că o să ai numele scris pe hârtie, adică gen o să-l avanseze. Dacă o să trecem mai departe, adică de exemplu dacă o să-l prindem pe ăsta, pe care cred că trebuie să arestăm pe cineva, asta înțeleg eu. Cred că am venit după liderul ăla. Uite, dar cred că e acolo liderul ăla. Mamă, și zic că au pornit proiectul pentru că ei știu ce se întâmplă în viitor. Aoleu, și ei zic, ăsta zice că noi, adică polițiștii, vrem să le luăm libertatea. Mamă, și ce că nu ne lasă să le luăm libertatea. Aoleu, băi. Ăsta e contra noastră. Deci da, vrem să-l arestăm. Ce că a răpit persoane. O ridicat mâinile așa. Mamă, dar s-au enervat ăștia alți, bă. Vin pe noi ăștia alți. Aoleo, ci că noi am venit să distrugem tot ce au clădit ei. Calmați-vă, boi! Mamă, s-a supărat și șeriful, calmați-vă. Ia calmat el. Și că știa că momentul ăsta o să vină. Și că sunt pregătiți pentru momentul ăsta. Mamă. Și că Dumnezeu n-o să ne lase să luăm, gen.
of thunder, one of the four beasts say, come and see. Step forward. And I saw. Eu zis ca să meargă înainte, să avanseze. And behold, it was a white horse. Și că au văzut un cal alb. Și l-a urmărit. De ce se uite așa la mine, bă? Trebuie să-l încătușez. De ce te uiți așa la mine, bă? Mamă, cum se uite, e creepy rău de tot. Ia să-i pun cătușele. Vino aici la tătic, o să-ți pun cătușa. Mamă, ci că câteodată cel mai bun lucru de făcut este să mergi mai departe. Gen să pleci. Let's go. Aoleu, uite, l-am luat așa de umăr. Uite ce are pe spate ăsta, bă. Are niște tăieturi pe spate. Stai să-l țin bine, să nu cumva să-mi scape. Deschideți ușile așa. Și trebuie să ieșim de aici. Hai să mergem. Haideți, camarazilor, să-l ducem pe ăsta de aici. Aoleu, ce că îl luăm. Îl luăm pe tăticu. Sper să nu se supere ăștia să tragă după noi sau ceva. Mamă, ia uite cu lopețile, băi. Petișcanul, stai cu minte, stai acolo. Nu vă băgați, nu vă băgați. Suntem poliția, dați-vă de aici, dați-vă din drum. Mamă, aruncă cu ceva ăștia. Au scos pistoalele. Aoleu, și-o tras cu pistolul, bă. O tras cu pistolul. Mamă mia, ia să vedem ce se întâmplă. Îl băgăm acum repede. Hai, hai, în elicopter. Mamă, au tăbărât ăștia pe noi, bă. Vor să intre în elicopter. Mamă, ce cot i-o dat. Bă, nu-l trage, nu-l trage pe coechipier. Oh, l-am pușcat, încă unul. Bă, au intrat ăștia în elicopter, ce naiba se întâmplă? Dați-i jos. Doamne, ce naiba se întâmplă, bă? Dați-i jos. E plin de sânge elicopterul. Să nu-mi zici că ne prăbușim cu elicopterul. Ne prăbușim cu elicopterul, bă. Ai de viața mea. Nici n-am reușit să-l luăm. Deci ne-am prăbușit cu elicopterul. Deci l-am arestat pe preot și ne-am prăbușit cu elicopterul. Nu-mi vine să cred asta. Sper că suntem bine. Colegul, colegul, cum ești? Mamă, i-am ețit rău de tot, bă. Hai să vedem. Cineva, mama, atârnă căștile acolo. De cineva atârnă căștile alea? Stai să iau căștile, să văd. Stai să prind căștile, mamă, ce greu le-am prins. Și cu ăsta, bă? Doamne, ăsta e senil, frate. Calmează-te, bă. Mamă, ce dubios-i. Deci ăsta e un preot dubios rău de tot, frate. Aoleu, acum ne-a zis că ne-a zis el că nu o să ne lase să-l luăm. Dumnezeu, Doamne. Să ce zice? Dispatch, opa. Ce că totul este în regulă, o zis ăsta. Nu-i nevoie să sunați pe nimeni. Mamă, era omul lui, bă, de acolo, de la dispecerat. O zis, yes, father. Ce că nimeni nu o să vină să te salveze. Deci erau oamenii lor acolo la dispecerat? Și că totul merge conform planului. Da, uite, cineva să vină să ne salveze. Băi, uite cum am rămas aici. Și că a început proiectul ăla lor și acum o să ia tot ce au nevoie. Oare putem să scăpăm de aici cumva, într-un fel?
Acum am zis că trebuie să scăpăm de aici. Begin the... Mama mia. Începe nebunia acum. Aoleu, au venit ăștia pe noi. Au tăbărât pe noi iară. Nu se poate. Trebuie să scăpăm cumva. Hai să vedem cum scăpăm de aici. Hai băi, hai cu echipierule. Camaradule, hai că trebuie să scăpăm cumva. Ia uite, s-a supărat ăsta, bă. Scoate o armă ceva, ajută-mă și pe mine să ies. M-a luat foc. A luat foc elicopterul și nu mă ajută nimeni. Stai să-mi dau centura jos. S-a blocat centura, bă. Nu mai merge să o desfac. Nu! Dă centura jos ăla-i. Am reușit. Trebuie să fug, trebuie să fug. Aoleu, ăștia chiar trag după mine, bă. Unde naiba fug? Asta e întrebarea mea. Mamă, mă urmăresc ăștia, sunt spatele meu toți. Uite o casă aici, mă duc la casa asta. Poate găsesc aici ceva la casă. Am sărit peste apă și ați după mine, ați după mine toți. Aoleu. Uite, ca să nu mă detecteze. A, e ăla de acolo de sus, așa apare o chestie acolo și dacă se încarcă aia, mă detectează. A, trebuie să apăs F ca să îi, să-i anihilez așa încet. Aoleu, aoleu, uite aici. Să le-au pus pe la spate dacă pot. Mamă, l-am prins pe ăsta, bă. Take loot, da, normal că vreau. Am luat eu un pistol. Eu aud pe ăștia pe aici, bă. Oh, chiar m-am putut băga acolo. M-am apăsat la vrăjeală. Cine e băia asta? Oh, țeavă, bă. Nu vreau pistolul înapoi. Nu vreau pistolul înapoi, dar cum îl pun? Așa. Ceva chestii pe aici de luat? Ai o bâtă, bă, ia să iau bâta asta. Mamă, e bună bâta asta, cred. Dacă îl prind pe unul, îi dau direct la joale. Borcane cu murături. Pe aici am fost, am fost pe aici. Ușa asta nu se deschide, ok. Ia să-mi pun... A, încă un pistol aici. Dar nu pot... Ba, pot să-l iau și pe ăsta? Nu merge să-l mai iau. Probabil că e la fel ca ăsta din mâna mea. Unde va trebui să merg, oare? Ia să văd pe aici, găsesc ceva. Am luat ceva, dar nu știu ce. Bun, hai să mă tir de aici. Mai era ceva pe aici? Move body. Mam, a, pot să mut și ăsta. Ia să-l mutăm pe ăsta, bă, de aici. Să-l mutăm, să-l băgăm în casă, să nu-l vadă nimeni. Să nu știe nimeni că am fost pe aici. Și oare pe unde trebuie să merg acum? Va trebui să mă întorc acolo, oare? Dar cine va să fac acolo cu pistolul ăsta numai? Oare am și o hartă, ceva? A, trebuie să scap, băi, de ăștia, bă. Asta e misiunea, trebuie să scap de ăștia. M-a auzit pe cineva pe aici. Pe aici mă întorc înapoi, oare? Aoleo. Aici e un gard. Mamă, iau pe ăștia, bă, ăștia mă caută. Eu nu, în stânga mea. Uite-l, uite-l. Mamă, ia să-l prind pe ăsta pe la spate așa. Nu trag că poate mă aud ceilalți. Mă duc așa prin spatele lui încet, încet. L-am prins, i-am dat bucata. Am luat ceva de la el.
Nu prea avea prea multe chestii. Oare n-are o armă mai bună, bă? Nu pare că ar avea. Am butam ăsta. Bun, mă întorc înapoi. A, nu, aici e altă casă, bă. Uite-i pe acolo. Uite-l pe ăla, mă prinde, mă prinde, mă prinde, trebuie să fug. Ia uite-l acolo, băi. Uite, chiar mă vânează. Olo, olo, olo. Aolo, olo, că sunt în spatele meu. Ia să vedem ce e aici sus. E un foc de tabără. House for sale. Mama, aici ce că eu... A, uite aici trebuie să merg. Am nimerit exact unde trebuia să merg. Și că casa de vânzare. Hai să merg pe podul ăsta să văd. Aolo, 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 că pe aici prin stânga sunt sunt adepți din ăștia, băi. Să vedem, am deschis asta și am ajuns în căsuță. Ah, uite-l, bă, pe colegul meu, bă. Ah, cu colegul meu vorbeam. Am scăpat și eu și el. Mamă, ce bine. M-am pus acum să verific camera. Ia să vedem ce mai e pe aici. Uite că verifică și el. Dar de ce n-ai verificat până acum camera, băi, Barosane? Aoleo. Trebuie să-i prindem pe toți. Deci trebuie să prindem toată familia asta. Oh, ia uite, băi, arme mai bune așa, băi. Cu pistoleta aia n-am ce să fac, mersi de armă. Aș ține el un pistol. E bine, bă, am primit o armă. Și trebuie să mergem nord-est. O, trebuie să ne întoarcem înapoi, să venim cu garda națională. Cu poliția șmecheră să venim. Aoleo, vin ăștia, bă. Mamă, ne-au prins. Sunt aici. Sunt aici ăștia. L-am fript pe ăla. Încă unul acolo. L-am bătut și pe ăla. Oh, 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 oh. Uite-l aici pe ăsta, bă. L-am fript, nice. Mamă, stai că mă ajută și cu echipierul. Ești afară cu echipierul. Ce bombă, bă. Așa, bun. Încă unul acolo, în dreapta, l-am văzut și pe ăla. Mamă, ce l-am bubuit și pe ăla. A sărit celălalt în aer. L-am murit acum, acum. Oare pot să ies pe geam? Da, pot. Hai să intrăm în mașină. Hai în mașină, condu-mă. A, pot să ieși și pe geam, super. Ăla-i, conduce, conduce, conduce cu echipierul. Dă-i, dă-i, calco, calco, Barosane. Mama a intrat prin, deci a intrat prin gard cu mașina. Ce nebunie e aici. O, trebuie să fim deștepți, auzi acolo. Nu păli căprioarele. Era să pălească căprioarele, bă. Ce se întâmplă? Aoleo, au blocat drumul, bă. Mamă, dar stai că le dau de pe geam așa. Uite, bă, ce cu echipier deșteptam. Ne-a scos de acolo. Mamă, după noi, bă. L-am fript pe ăla, dar trebuie să-l fric pe șofer, nu? Ăla, ăla, e bun. I-am dat la șofer. Mamă, a luat-o pe arătură. Unde ne duci, băi? Mai e unul? Trebuie să prind șoferul.
Aolo, aolo, aolo. Nu pot să-l prind pe ăla, bă, pe șofer, bă. Mă chinui să trag în șofer. Ce zice asta? A, uite acum, dinamită. Păi și cum naiba arunc? A, uite, gata, arunc cu dinamită acum, pe jos. Cred că i-am bubuit. Cred că i-am bubuit, bă, cu dinamita. Mamă, a venit avionul după noi, pe bune. Uite-i pe ăștia în fața noastră. Cineva caută ăștia în fața noastră, asta nu înțeleg eu. Gata, gata, am scăpat și de ăla. Mamă, ce nebun ei, bă. Mai am dinamite? Nu mai am, mă. L-am bubuit și pe ăla. Uite-l pe ăsta din față. Mamă, s-a bușit cu altul. Nu mai prea am gloanțe, bă. Baca, baca, ai grijă la baca. Mai e ăsta, mai e ăsta. Dar frec și pe ăsta acum. Aoleo, ce fum e, bă. Nimic nu văd. Iar au blocat drumul aici. Bagă-te, bagă-te. Trebuie să scăpăm cumva. Nu avem ce să facem. Încă o mașinuță aici. Aoleo, aoleo, aoleo. Ăștia aveau mitraliera din aia. Nu, 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 ce e aia? M-a legat, bă! M-a legat de o țeavă! A, de un pat m-a legat. Uite acolo, m-a legat de un pat. Cine ești? Și ce vrei de la mine? Văd care este steagul Americii. Ci că drumurile s-au închis toate. Aoleo, toate telefoanele au fost tăiate, nu există semnal în valea asta. Mamă. Acum au zis că asta înseamnă că ne-am dus toți, cu toții naibii. Aoleo, și collapse se numește chestia asta ce s-a întâmplat cu grupurile alea. Aoleo, băi, a așteptat de ani de zile să vină cineva să-l salveze. Și n-a venit nimeni. Ai, 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 deci nu l-a ajutat nimeni, e supărat, băi. Nu știu ce zice. Smartest thing for me to do would just be to hand you over. Mamă, ci că cea mai deșteaptă chestie pentru el ar fi ca să mă predea pe mine. Dar nu, nu, sper să nu mă predea, sincer. Ia să vedem, mă omoară sau îmi dă drumul? Poate îmi dă drumul, bă. Mi-a dat drumul. Mi-a dat drumul, bă.
Get out of that uniform. We need to burn it. Ci că scoateți uniforma și ci că e nevoie să o ardem. Să dispară, să nu mai rămână urme, să nu mai știe nimeni cine sunt. Și o să-mi dea haine noi. Aoleu, și trebuie să vedem ci că dacă putem să schimbăm cumva situația asta. Îmi pare rău, domnule. N-aș fi vrut să mă prindă nimeni nici pe mine. Ai, ai, ai. Deci, cu dinașilor, cam ăsta a fost episodul primul. Să nu uitați acolo de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram, houdini.insta. Dacă vreți să continue povestea, să-mi lăsați acolo în comentarii și o să continue cu siguranță. Așa că ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa!